G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Wilson, am o veste bună pentru tine. Acum poți să-ți colorezi armura. Exact, da, ați auzit bine, oameni buni. După ce facem armura de câine, după putem să o punem înapoi în crafting table și să o colorăm, oameni buni. Asta este o schimbare pe care și-o dorit-o foarte, foarte multă lume. Și pe lângă chestia asta, poate fi pus aici în crafting table și după poate fi modificată culoarea exact ca la armura de cal. Adică, în funcție de ce culori pui pe aici, o să ai culori mult mai diferite. Și nu numai armura de cal, chiar și armura de leather a noastră normală. Dar hai să vedem cum arată armura câinelui. A, da, și am uitat să zic. Oameni buni, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări dacă mai vreți videoclipuri de genul acesta, videoclipuri informative despre Minecraft 1.21 și avem câteva chestii destul de importante, o să vedeți imediat, dar hai să ne uităm la această armură de câine care este roșie full. Am să mă bag puțin pe spectator să mă uit așa la armură și... Bă, da, eu mă așteptam să fie colorată complet, aparent nu este colorată complet, sunt anumite porțiuni unde este colorată, dacă are această zgardă tot de aceeași culoare, eu zic arată bine, dacă nu mai are zgarda de aceeași culoare și o are albastră, deja arată puțin cam ciudat toată chestia asta, dar practic acum putem să ne personalizăm câinele mult, mult mai bine și mișto. Pentru că dacă dau click dreapta pe el, nu pot să colorez armura, bineînțeles, trebuie să merg în crafting table așa cum v-am arătat. A, da, și desigur poți să scoți culoarea de pe armura de câine dacă mergi la un cauldron și dai click dreapta și bam, acum este curată. Dar stați să vedeți că această armură mai are câteva chestii interesante, dar poate vă întrebați, colpir, pe cal pot să scot armura, dau click dreapta pe el și scot armura. Cum îi scot armura lui Wilson dacă nu mai îmi place culoarea asta roșie de la armură? Cum fac chestia asta? Foarte simplu, oameni buni. Trebuie să vă luați un shears și aparent cu shears-ul dai click dreapta și bam! Ai primit un armura înapoi. That's crazy, man! That's very, very crazy. Dar, după cum ziceam, hai să mai colorăm această armură să vedem ce culori mai dăm. Ia uite ce culoare interesantă, frate. Ia. Un fel de mov albăstriu. Da, bă... Bă, arată interesant. Arată chiar destul de bine, zic eu. O să vedeți voi, o să vă jucați voi cu mai multe și o să vă dați seama dacă vă place, dacă nu vă place. Dar mie mi se pare ok-iuț. Scoatem armura asta, punem una portocalie și uite-l ce. Uite-l, bă, ce frumoasă e, zici că e o piersică. Uite-l, mă, ce frumoasă e. Well, acum îmi pare rău că trebuie să fac asta, dar vreau să vă zic că armura câinelui, acum, adică câinele în general, când are armură, o să-și ia damage mai întâi la armură și după la viața lui. Adică, dacă eu îi dau așa, da, mai este o chestie nouă. Acum armura se sparge încetul cu încetul. Știți cum e Iron Golem-ul? Iron Golem-ul când îi dai, adică butelie, mă scuzați, când îi dai așa, se face... Oh my god, this is... No, no, Wilson, butelie, voi sunteți prieteni! Oh, nu, ai văzut că eu dau mai întâi... Ok, da, this is... Ok. oh my god, that was stupid. Da, deci, unde eram? Unde eram? A, da, atunci când își ia damage la armura câinelui, o să se facă ceva de genul cum pățește Iron Golem-ul, da? Adică se crapă armura, pur și simplu, nu e mare chestie. Nu pot să cred că i-am pus pe cei mai buni prieteni ai mei să facă chestia asta. Jesus Christ, this is not ok. Wilson? Ok, bun, da. Deci, după cum ziceam, armura aceasta se crapă încetul cu încetul, are vreo 4 stagii, dacă nu mă înșel. Hai să începem să dăm în el, să vedem care e faza. Și, după cum ziceam și înainte, nu și-a damage deloc din viața lui aia dublă, că acum are 20 de inimioare. Deci, noi avem 10 inimioare, câinele are 20 de inimioare, dacă vă vine să credeți. Dar el, acum că-i dau asta, nu și-a damage deloc din viața lui, ceea ce e foarte mișto. El își ia damage din viața lui chiar dacă are armura pe el, atunci când o să vii cu o poțiune de magic, adică lăsați-mă puțin care era aia, bă, că nici nu mai știu, instant damage, da. Dacă îi dai un instant damage, el își ia damage la viața lui și ignoră armura pe care o are. Ceea ce mi se pare complet ok, I guess. Și atunci când se sufocă, sau, nu știu, mai face anumite tâmpenii, nu prea mai îmi dau seama ce ar mai putea să facă, dar ideea este că sunt anumite cazuri în care își ia damage de la viață, dar chestii de-astea mai dubioase, cum ar fi asta, el își ia damage acum și o să vedeți o chestie foarte interesantă.
O să-l omorâm, din păcate. Wow, urăsc videoclipul ăsta. O să vedeți că acum avem durabilitate la armura de câine, după cum bine vedeți. S-o dus puțin din bara aia de acolo și da, asta e ideea, că se poate distruge această armură de câine în momentul de față. Înainte nu se putea distruge, dar se poate scoate, se poate distruge, totul e bine. Adică na, are sens acum mai mult. Wilson, poftim asta aici. Și acum hai să ne mai uităm puțin cum arată armura când... asta e puțin distrusă, ați văzut. I-am pus-o pe asta care era puțin distrusă și scrie acolo plus 11 armură. That's nice. O să mai dăm una. Nu cred că s-o mai crăpa deloc. Mai dăm încă una. Cred că s-o crăpa mai mult. Acum s-o crăpa super tare armura, după cum bine vedeți. Dar, oameni buni, după cum bine știți, Iron Golemul se poate repara cu Iron. Armura de armadillo se poate repara cu scute. Bun. Deci, Wilson, frățiorul meu, ce? Armura e stricată? Ok, imediat o reparăm, dăm vreo 3 din astea și am reparat armura, totul e bine, totul e fresh. Dar n-am văzut un asemenea buff la câinele ăsta, n-am primit niciodată în istoria jocului. Dar acum este momentul, Mojang, dacă mă ascultați, acum este momentul să adăugați o textură nouă, 2-3 de câini. Serios vorbesc. Hai, man, că se poate acum, că tot e cu tematică de câini. Hai, vă rog, iau încă o textură la câine. Bine, tot Wilson rămâne Wilson, dar... înțelegeți ce vreau să zic, nu? Adică ar mai merge o textură nouă, nu? Stai acolo. Deci acum să poate vă întrebați, Colpir, dar dacă cade în lavă câinele, e ok? Da, este ok, pentru că își ia damage doar armura. Nu își ia și el damage, după cum v-am explicat, că sunt câteva chestii aici. Vedeți? Se distruge scutul. Dar el nu și-a damage pentru că are încă codița sus. Dacă vă uitați, acum ne uităm puțin la el. Opa. El încă are coada ridicată sus, ceea ce reprezintă că are viața aproape full, pentru că nu e chiar sus. Dar înțelegeți ce vreau să zic. Deci dacă cade în lavă, puteți să-l salvați lejer, man. Acum cam greu să moară câinele dacă îi pui și armură și toate alea. Cam greluț să moară, sincer. Dar da, cam asta este despre câine. Nu cred că mai poți să faci altceva. Opa, am făcut un baby doggo, care e deja a meu, cumva. Ăsta nu-i cumva un bug? Să dai click dreapta pe ăsta și să-mi dă un baby câine, dar deja e a meu. Well, that's nice, dar uite o întrebare foarte bună. Poți să pui armura, wolf armor, poți să-l pui pe un câine mic? Nu se poate, oameni buni, n-are cum, nu se poate, încă nu se poate așa ceva, nu cred că o să se poată niciodată, din păcate. Oh my god, ce drăguțe sunt ăștia mici! Dar aveți capul cam mare, sincer. Exagerat de mare, aș zice. Și armadillo nostru, preferatul nostru, după cum bine știți, dați click dreapta pe el cu brașul și primiți scutul, dar și că era un bug înainte și te duceai la un baby armadillo și dădeai click dreapta pe el și primeai scut și de la el. Mamă, ce-am crezut că atac albina armadillo, eram genul mort. Dar da, nu poți să iei scut de la baby armadillo, ceea ce mi se pare normal. Mamă, dar ce cute arată! Uitați-vă, oameni buni, moment de să... Like la video. Bă, Wilson, dă-te! Ok. Și probabil deja observați că este ceva dubios așa, se vede ăsta blurat, e ceva dubios aici, nu? Well, da, este o schimbare foarte mare la UI, așa se numește chestia asta, UI-ul, și dacă intrăm la Accessibility Settings, putem să punem blur-ul ăsta din background să fie mult, mult mai accentuat sau să nu fie deloc și să vedem transparent, pur și simplu. Noi o să lăsăm undeva la 50%, o să dăm un done, save and quit. Pentru că acum este momentul să discutăm despre UI-ul Minecraft-ului, pentru că l-au schimbat. Înainte, dacă vă mai amintiți, oameni buni, dădeam la single player și aveam background-ul ăla nenorocit cu dirt. Știți background-ul nenorocit cu dirt? Arăta gen cam vechi, cam old game stuff. Și acum, după cum vedeți, este puțin blurat. În partea asta este puțin mai întunecat ca să vezi mai bine lumile pe care joci tu. La multiplayer arată ceva de genul.
la Realms arată ceva de genul, la opțiuni, bla bla bla. V-am zis, puteți să schimbați aici dacă este nevoie, dacă nu vă place. Bă, în ultimul timp s-au adăugat foarte multe chestii la accessibility settings, adică avem câteva chestii noi. Dar da, asta voiam să vă arăt. Voiam să vă arăt că există acest blur și uite cum arată în momentul de față când intri într-o lume. Și faza este că eu aveam recent, am instalat un mod care când apăsam E se făcea blur și în partea aceasta de ecran, dar în joc nu se face blur-ul ăla. Poate o să adauge pe viitor, dar după cum bine vedeți, nu se face blur, dar se întunecă. Ăsta e clasicul. Minecraft se întunecă puțin ca să te focusezi pe ce este aici în mijloc, dar cred că ar merge. Ar merge să fie tot așa cu blur, pentru că eu mi-am instalat un mod și mie îmi place foarte tare cu blur-ul ăla pe lângă. Tot așa te face să te focusezi mai bine la ceea ce se întâmplă aici. Ce părere aveți de noua schimbare de la UI, oameni buni? Mie mi se pare că arată chiar super bine. Și sper că zic bine că e UI, nu? Interfață... Nu mai știu, las-o baltă. Cine știe când o să apară noul update, dar până atunci vreau să vă mai arăt o chestie pe care sunt aproape sigur că nu v-am arătat tura trecută. Acum ai WinCharge-ul ăsta frumos, îl știți, da? WinCharge-ul ăsta, ci că nu se despaunează. Dacă îl pui, de exemplu, un briz aici, un briz aici, care nu se mișcă, și dacă dai în briz, în caz de nu știați, se reflectă înapoi în tine, pentru că e obvious. Înainte, când m-am jucat eu cu brizul ăsta, cu WinCharge-ul, mă scuzați, când mă jucam eu cu WinCharge-ul, puteam să-i dau damage acestui breeze, dar acum are sens că nu poți să-l lovești, ba chiar te lovește pe tine, pentru că are vânt și îl reflectă înapoi. Dar dacă ar fi să spawnezi un breeze aici și un breeze aici și dau din unul în altul să se plimbe, pac, 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 chestia aia nu se despaunează, man. Uite, uite-o puțin, uite până unde se duce. Dar aia nu se despaunează. Până nu lovește ceva, nu se despaunează. Sau ba nu, mă, era schimbarea că... Da, stați, mă scuzați, am confundat, acum mi-am dat seama. Era schimbarea că nu se despauna, acum se despaunează după ceva timp. Parcă așa era. Mă rog, cui pasă, nimeni nu o să... Tot timpul astea se distrugă în secunda 2, adică... Come on, now. E o schimbare neimportantă, colpire. Treci mai departe. Gata, oameni buni, gata, trec mai departe. Dacă scriem Volt, avem aici... Bă, stai că am văzut ceva. Bă, 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 bă. Ia uite, bă, un ghiocel pentru voi de 1, de 8 martie, de toate alea, o primăvară frumoasă, vă place ghiocelul, e drăguț, nu? Da, mulțumesc. Dați un like pentru ghiocel, ok. Voltul are o schimbare nouă, oameni buni, arată mult mai diferit față de cum arăta înainte, uitați-vă puțin cum are textura asta de sus, e o textură mai frumoasă, textura aia de jos, aparent portocaliul ăla se stinge, știți când te apropii de el. Începe o mică animație gen, hei, bag aici, ok, ia să băgăm key, avem key, dăm click dreapta, bam, animație nouă, bă, ești nebun, vezi că arată diferit, uite ce-am primit tura aceasta, Diamond Chest Plate cu Unbreaking 2 și Project Eye Protection, that's very nice. Da, deci practic au făcut modificarea acestui bloc, deoarece și pentru că avem un spawner care semăna exact la fel, adică era... Bă, erau cam identice, dar mi se pare că arată mult mai bine acum Voltul cu textura asta. Uite puțin aici, avea grilajul oarecum și pe diagonală, dar ăsta are grilaj numai pe vertical, așa frumos. I like it, îmi place schimbarea aceasta ca să diferențieze ce se întâmplă aici. Aceste două blocuri care arătau prea la fel și acum clar e diferență mai mare. Uitați-vă puțin. Mai ales când are și animația asta. Este absolut genial. Și parcă vezi mai bine ce este înăuntru acum. O, da, chiar vezi mai bine. Numai că alea spuse random. Noi degeaba am văzut diamante acolo, că putem să nu primim diamante. Exact cum s-a întâmplat în momentul de față. Mi-au dat full iron gear. Ești nebun? Fix full iron gear mi-au dat. Și dacă vă mai amintiți, ultimul snapshot pe care l-am prezentat a fost acela când l-am prezentat pe Bogdan scheletul. Ei bine, oameni buni, după cum bine vedeți, avem o schimbare la textură, arată puțin mai dark, mai sumbru, dacă mă întrebați pe mine. Lăsați-mă să pun și o torță pe lângă el să îl vedeți și mai bine. Și pe lângă chestia asta, da, deci chiar are o textură puțin mai diferită, e mai alb, mai verde pe aici, nu știu. S-o mai juca puțin cu textura și arată mai bine, sincer să vă zic. Și probabil observați că ciupercile acum ies efectiv din cap și dacă dai click dreapta pe el cu șirsul,
Ei bine, primești două ciuperci. Câteodată primești o ciupercă roșie și una maro, câteodată primești două roșii și câteodată primești două maro. Easy, easy, easy. Nu știu dacă îi mai crește înapoi ciupercuța în cap. Nu cred că îi mai crește înapoi, dar acum nu mai are și arată puțin mai scary. Oh, da. Arată puțin mai scary. Oare ăla-i stem în capul lui, chestia aia albă? Oricum, acest schelet este interesant, după cum bine știți, The Poison Arrows, și mai trebuie să știți o chestie, în locurile unde se spawnează, să știți că nu se spawnează la fel de des ca scheletul, zombiul și creeperul care sunt clasici, se spawnează puțin mai rar, adică chiar dacă suntem în swamp și așa, nu o să vedem numai scheleți de ăștia. O să fie puțin mai rari ca să îi facă puțin mai special, înțelegeți ce vreau să zic? Iar acum, pentru final, oameni buni, am pus toți câinii să stea liniștiți, le-am pus armură, le-am colorat-o, bă, arată super bine. Acum să-mi ziceți care este câinele vostru preferat. Uite, de exemplu, mie mi-ar fi plăcut ăsta negru, dar arată cam oribil, sincer, cum textura aia, zici că e buguită textura. Acum nu știu, cred că ăla roșu, sincer, mi se pare că e cel mai șmecher, ăla portocaliu, ăla galben, o dă bine, o dau bine și ăștia, nu zic că nu, dar voiam așa să vă uitați la toți, ăsta alb nu prea, sincer, dar da, voiam să le pun așa, să le vedeți toate ca lumea și oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut snapshot-ul de astăzi, în curând cred că o să mai apară încă un snapshot, nu știu dacă apare 1.21 în curând sau așteptăm până în iunie, habar nu am, dar vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți și vă place snapshot-urile, vă plac snapshot-urile, hai că știu să vorbesc, la revedere oameni buni, să aveți o zi faină în continuare, intrați pe colpir.ro pentru că avem merch nou acolo, aș aprecia enorm și like, subscribe, ne vedem data viitoare, pa, pa!